Nu, dar s-a dus acum Botecică ceva, pe luxul ăla mare. Da, m-a marcat luna la iubirii într-un mod cât se poate de spectaculos, printr-o vacanță exotică în care s-a lăsat răsfățat, s-a bucurat de lux, în adevăratul sens al cuvântului. Da. Acolo, pe meleaguri îndepărtate, și-a dat întâlnire cu marea lui iubire. O iubire până acum misterioasă, dar pe care promite să ne lasă acum să o descoperim. Despre ce să fie vorba, aflăm din materialul următor, realizat în exclusivitate de Cristian Stan. Odată cu relaxarea restricțiilor, Cătălin Botezatu și-a făcut bagajele și a plecat departe, într-un loc exotic cu palmieri și ocean. Nu a zburat până acolo oricum, ci precum un adevărat VIP, răsfățat cu daruri personalizate și cu o cină în nori pregătită de șefi cu stele Michelin. Ce mai? Doar unul este Cătălin Botezatu. Mă reîntorc la marea mea iubire de acum 11 ani. Deci da, ne așteaptă confesiuni fierbinți în această vacanță, în această călătorie. Atenție, cu care mă întâlnesc destul de des în particular, tot pe tărâmuri străine și tot din locuri super spectaculoase. Ne spui cine e sau... N-am cum să vă spun. O să descoperiți. O să descoperiți, pentru că cu siguranță mulți vă veți putea îndrăgosti de ea și ușeruiesc. Ea e marea iubire a lui Cătălin Botezatu. Nu e vorba despre vreo Evă cu forme apetisante, ci despre unul dintre cele mai noi și mai avangardiste vase de croazieră din întreaga lume. Noi am plecat de ieri din Statele Unite, din Fort Lauderdale mai exact. Avem o săptămână pe care o să o petrecem împreună în Caraibe. Prima destinație este în Bahamas, dar înainte de asta vreau să te rog să facem turul acestui minunat vas de croazieră despre care spui că este unic în lume și absolut revoluționar, da? Uite, în spatele nostru, haide să arătăm tuturor, aici se află un cal care cântărește. Și costă 1 milion. O grădină la etajul 14, pe un vas de croazieră, în mijlocul Mării Caraibelor. Este o grădină multifuncțională, pentru că, după cum vedeți, la ora asta e dimineață, poate transforma și într-un bar, și într-un lounge, și, bineînțeles, seara, iar într-un cinematograf. În spatele acestei grădini se află un alt restaurant, are vreo 12 restaurante. Din grădina Edenului ajungem la covorul fermecat. Acest covor fermecat zboară deasupra oceanului. Și când spun zboară, el merge de la etajul 14-15 până undeva jos deasupra mării. Este ceva fabulos, este ceva fantastic, e o senzație wow! Dar să și pășim pe covorul fermecat. O senzație ciudată, pentru că când te gândești că sub tine, la 15 etaje, este mare, oceanul volburat, și apoi când începe să coboare, așa o senzație wow! Dar în același timp foarte plăcută, mai ales după un cocktail minunat pe care barmanul îl pregătește acolo pentru mine. Teo, aș vrea să împart cu tine savoarea și gustul acestui cocktail minunat, dar haideți să-ți arăt cam la ce înălțime suntem aici pe covorul ăsta fermecat, zburător. Ia uite, deasupra oceanului. Dar să nu ne luăm mințile chiar așa în miezul zilei, că mai avem treabă de făcut și lucruri de arătat. Punctul principal de atracție, care este piscina. Da, e o piscină, este supraetajată, e pe mai multe etaje, după cum vedeți. Partea de jos, o piscină, partea de sus și, nu în ultimul rând, aceste două jacuzzi, dacă le vedeți, e stânga-dreapta. Sunt niște jacuzzi în formă de pahare de șampanie, foarte cool. Am văzut covorul fermecat, jacuzziul din paharele de șampanie, iar acum să vedem și unde s-a cazat Bote. Penthouse-ul exclusivist de la bordul orașului plutitor. Vă arătăm de fiecare dată unde locuiește Cătălin pe vasele de croazieră. De data aceasta avem de-a face cu un penthouse. Cătălin. Bună, băieți, aici celebrity. Este frumos din toate punctele de vedere și toate camerele efectiv sunt superbe. Un apartament plutitor. Trebuie să vă spun că acest vas are peste 2000 și ceva de camere. Penthouse-ul ăsta are 100 de metri pătrați. 20 de metri pătrați, da. Două dormitoare. Deci ăsta este primul dormitor.
priveliștea de care se bucură designerul îți taie pur și simplu răsuflarea. Este o terasă, aș putea spune în sticlă, tip acvariu, în care nu te bate vântul, dar poți privi la fel de frumos peisajul. Este jacuzzi de două persoane, mă rog, dacă vrei în grămădeală poate să fie și mai multă lume. Iar acum e timpul pentru aventură pe urmele lui Jack Sparrow din Pirații din Caraibe. Prima oprire în cadrul călătoriei noastre din Caraibe este în Nassau, Bahamas, unde predomină toate aceste case în culori pastel. Cum a fost ziua de astăzi în Bahamas, Cătălin? A fost foarte frumoasă, numai că nu mai stă părul. Cel mai frumos a fost pentru că mi-am adus aminte de străzile frumoase și colorate ale Bahamasului, de hotelului cu aer colonial. Noi suntem în capitală, unde cred că cel mai spectaculos loc, printre alte locuri, așa cum le numeram mai devreme, este acest hotel. Se află chiar în spatele nostru, uite, chestia. Așa, pentru cine nu știe, la inaugurare a cântat Michael Jackson, Grace Jones, au venit toate vedetele mari ale lumii, este hotelul preferat de DiCaprio. Recomand toate insulele din Caraibe, sunt fabuloase, toate, repet. Dar stați așa, că aventurile lui Cătălin nu se termină aici. Rămânem tot în Caraibe, însă pe coasta mexicană. Ne vom pune un sombrero și ne vom delecta cu licori locale. În curând, doar la Teo Show. Cătălin, îți mulțumim mult de tot, te mai așteptăm luni cu niște priveliști, că mulțumesc frumos pentru cocktail, l-am consumat împreună, noroc că eram mulți, l-am terminat și acum suntem bine, suntem gata să vorbim despre petreceri și despre nași.